gata, am trecut, puteți băga aia rămoacă frică. Pe aici mai există plop, există și salce căprească și sunt ușor confundabile între ele, mai ales plopul cu salcea căprească. Amândouă sunt esențe relativ moi și sunt greu de recunoscut. Ce ne interesează pe noi în mod deosebit, haideți mai aproape, este ăsta. Care, Dani, ce ai zis pe el? Dar nu te gândesc cu el. Privind și stânga, privind și truncul. Cireșe, recunoașteți că e unic ca și dispunerea inelelor astea? Conifera. Diferența între brad și molul. Odată vedeți dispunerea acelor, care la brad sunt de obicei stânga-dreapta, iar la molit tind să fie circulare. Când o să vezi pe jos un lemn, chiar dacă e curat complet de crengile astea, să nu aibă nimica pe el, tot o să recunoști chiar și de la exterior că e conifer, după aspect. Dacă intri în el, o să constați că are niște particularități. Lemnul moale, îi netezi și când vă uitați de sus, vedeți inelele de creștere care sunt foarte vizibile. Vedeți, crengile troznesc puternic, sunt foarte bune pentru a prins focul. Dar cu atenție, când rupeți, să nu rupeți niciodată către voi, pentru că prin rupere aruncă o vezașchea care o sărit. Sare încolo. Dacă dai încoace, îți dă în ochi, îți sare în față și riscul să-ți dea în ochi. Când rupeți crengi mai mari, sare câte o bucată din ea. Când culegeți, culegeți încolo. Ce ne interesează pe noi, în mod deosebit pentru aprinderea focului, sunt așa ceva. Arborii mor în picioare, ăștia se usucă cel mai repede. Pe vreme o să recunoașteți și de la distanță și lemnul căzut jos, o să știți cum arată fagul. Exemplu ăla niciodată nu o să fie fag. Asta e fag. Asta e fag. Asta e fag. Și o să mergem să vedem și la carpen. Textura asta păstrează nervurile. Fagul e neted. Aici are văduri. Când intri în detalii, sunt detalii de finețe. Păstrează niște dungulițe lungi care seamănă la aspect lemnul de alun. Sporii ciupercii. Mențin jarul foarte bine și se poate transporta focul ore și ore sau chiar zile cu așa ceva. Vă ziceam că detaliile astea fac diferență. Totdeauna, deci fără excepție, când aprindeți focul, curățați până la pământ o suprafață semnificativ mai mare decât vreți să faceți focul. Deci, după cum observați, un chibrit este absolut suficient pentru fiecare dintre voi. Și acum țineți cont de optimizare. Optimizare, în sensul ăsta, presupune să folosești două mâini. Pui cutia într-un loc sigur și uscat. Oricât de concentrat sunteți, țineți cont că de cutia aia depinde întreaga călătorie. Pusă la loc sigur și uscat. Așa. Mai bine să dai responsabilitatea altuia, corect. Cel mai bun lucru așa e. Restul pașilor în mare i-ați cam ținut minte. Inclusiv grămezile de lemne le-ați pregătit. Așezarea e destul de bună. Patul de lemne după posibilități și dorințe l-ați pregătit cât de cât bine. Unii mai bine ca alții. Pentru că e relevant înainte de mâncat gătitul, vă arăt un tip cu ce merg la pădure. Aici e tot ce trebuie înăuntru. O sursă de aprindere a focului. Sobița și oala propriu zisă. Cântăriți un pic. Dacă vrei să călătorești rapid, trebuie să fie foarte ușor. O să povestim imediat principiul de funcționare. Să vedeți că, de fapt, nu e așa de greu să-ți faci, dar nu e așa de ușor să-ți iasă funcțională. Trebuie să ții cont de niște aspecte. Momentan, uitați-vă cum și cât puteți și apoi o să vă povestesc câte ceva legat de cum trebuie să funcționeze ca să fie ca un mic cuptor. Deci, odată trebuie să aibă tiraj, un spațiu suficient pentru camera de ardere, o gaură de alimentare și un loc pe unde să iasă fumul. Puterea flăcării e la o înălțime mai mare, maximă. Atunci, ori de câte ori îmi permit, voi folosi un suport. Să faceți așa ceva nu vă costă mare lucru și maxim de eficiență. Cu un butucel de lungimea, hai să zic un metru, vă face și ciocanul cu care despicați și toate lemnele pentru gătit, o masă întreagă, cu tot cu apa pentru băut, plecat la drum. Gândiți-vă, dacă faceți același lucru,
cu un foc deschis, gândind de partea de optimizare, consum redus de materiale, viteză la găteală, pentru că toată flacăra, toată puterea focului se duce exact pe oală, spre deosebire de ce se întâmplă acolo, unde se dispersează. Gândește-te că nu-ți permiți să arzi focuri, să ai timp să stingi și așa mai departe. Ai sobița mică cu care poți să-ți faci o treabă, găsești o conservă pe undeva, o oală veche. Numai să înțelegi principiul, faptul că dai niște găuri într-o oală nu-ți va da o sobă. Dacă nu ții cont de tiraj, de alimentare și de găurile de evacuare a fumului, nu o să funcționeze. Asta trebuie exersat. Din cușia asta poți să faci mai multe treburi, inclusiv vacă. Și de aici, un pic de finețe, mai ales la curățarea cojii. Nu subțiezi, subțiezi, vii aici, nu subțiezi, îngustezi. E una scobitul și alta e tăiatul de jur împrejur. Poate face exact ca și ăsta, fără nicio nevoie de legători. Doar că trebuie lucrat pe partea de alegerea semifabricatului. Deci materialele fac diferența. E tare cartea, nu o se rupe așa ușor. Păi toată-i. Toată-i, da. Ai dat banii pe ce trebuie. Exact. Nu ar fi rău.